Au fost avantajați cei care au intrat în afaceri plecând din uh, această zonă a fostei direcții de informații externe, de exemplu? Uh, au plecat uh. cu tot background-ul instituției, unii dintre ei făceau deja afaceri pentru instituție. Cei care lucrau ei. pe o anumită zonă care presupunea contacte economice și așa mai departe au fost cert avantajați. Cunoașterea unor medii, cunoașterea unor persoane cu putere de decizie experiența pe domeniu, dacă vorbim de întreprinderi de comerț exterior care lucrau sub umbrela fostei securități, în mod cert au, fost, au reprezentat, au reprezentat un avantaj asemenea contacte și cunoștințe. Cu timpul ele s-au estompat. Activitatea în serviciu nu mai reprezintă o carte de vizită neapărat și nu e o garanție pentru succesul în afaceri. Atunci, în primii ani, Probabil că a fost pentru că îți facilita accesul la persoane de interes, la medii de interes, în prisma cunoașterilor anterioare și Câți relațiilor. Câți milionari a dat serviciul de informație externă? După contribuțiile pe care le-au adus la serviciu, donațiile pe care le-au făcut, aș spune că niciunul. Dacă mă iau după date publice și de altă natură, ar fi câțiva, dar nu foarte mulți. Deci sunt, sunt puțini, mult mai puțini decât și închipuie lumea mă refer la serviciul de informații externe și la efectivele... Lui. 10? Probabil că da. Acum depinde, eu vorbesc de milionari în lei și nu m-a frământat neapărat ce în roni, ca să nu vă văd mirarea. Am Adam Voiculescu, de exemplu. N am face fost parte niciodată din... coleg cu Dan Voiculescu, spus, nu dar, pot să Dar el vine de din uh, fosta direcție de informații externe. Nu pot să vorbesc despre asta, nu știu, nu mi-aduc aminte. Conturile lui Ceaușescu au fost căutate și de, de oamenii din Serviciul de Informații Externe? A fost o anchetă extinsă și a fost reflectată și în presă într-o perioadă. În principiu, eu nu sunt de acord neapărat cu ideea de conturile lui Ceaușescu. Sunt convins că nu avea o evidență cu conturile lui. Dacă era ale lui, ar fi avut o evidență nu mi-aduc aminte să fi găsit în cabinetul lui unde putea să țină o evidență a conturilor lui Ceaușescu, pentru că n-a apucat să-și adune nimic de acolo. Nu cred neapărat că avea conturi. Erau niște conturi folosite, aflate la dispoziția unor unități operative, pentru o serie de activități. Să nu uităm că e perioada când, ca vrut sau n-a vrut cineva, asta e cu totul S-au plătit daturile externe, s-au făcut o serie de contracte spectaculoase la timpul respectiv. Nu știu de soarta lor, s-au făcut niște anchete în serviciu, una foarte profundă, cred, la nivelul anilor 2000, care s-a terminat cu niște rapoarte trimise către parchet la momentul respectiv. Ce a urmat? Cert este că nu le-ați găsit. Nu, nu le-am găsit, dar nu le-am găsit, nu suntem singuri că nu le-au găsit. Și... Cine le-a mai căutat? Nu cred că am avut o sarcină, sau eu nu mi-aduc aminte din poziția de cadrul de comandă, n-am avut niciodată o sarcină la, în sensul veți localiza conturile Ceaușescu și veți raporta în termen de. Nu cred că am avut un asemenea obiectiv, asta nu înseamnă că le-am fi găsit. Știu că -au, că au fost anchete ale parchetului, știu că au fost anchete, contracte ale guvernului cu o serie de firme specializate de investigații din străinătate. Probabil că s-au gândit noi să-i punem pe ei să caute ce au gestionat ei. E o vorba de lipsă de încredere greșită din partea mea, din punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă că am fi avut, poate, rezultate. Nu știu. Ne-ar crede cineva dacă spunem că n-au existat? Probabil că pe noi nu. Dacă spun, să zicem, canadienii, o firmă de investigații canadiană, Asta a fost are mult mai mult multe șanse să spună că. A făcut cercetările și agenția nu. a luat datele. Nu. Nu, nu. avea cine să facă cercetări atunci. Era o stare de confuzie totală, în aparat. Era normal. Deci vreun an jumate, doi ani a fost o stare de confuzie după Revoluție.